Gândiți-vă că sunteți creștini și nu doriți să fiți văzuți ca atei, că sunteți în anumite stereotipuri, de genul că ați bate până în pânzele albe ceva fals. Doar că doctrina voastră o spune. Sunt sigur că știți despre ce vorbesc, fie că o zic eu ca și ateu sau chiar ca și creștin. Poate ați văzut un clip în trecut unde am arătat că la începutul Evangheliei după Matei se face referire la un text, fără nicio altă referire în Biblie sau niciun alt text existent ce l-avem până azi. Dar totuși am arătat cum creștinii au găsit referința în Biblie. Dar acum vreau să discut ceva diferit, pentru că mi s-a spus de câteva ori și înțeleg de unde ar veni critica asta, că eu când citez ceva, citez creștini liberali, atei, sceptici sau ceva de acest gen. Și bineînțeles că acestea sunt cuvinte încărcate în lumea evanghelică, ce vor să pregătească emoțional audiența, dar lăsând partea asta, am făcut exact pe dos. Deci am ascultat creștini care sunt, din câte știu eu, în poziții ministeriale, care și-au mărturisit credința și da, m-am uitat și la câteva interviuri cu ei, în mai multe feluri. Și inclusiv cel de azi, o să vedeți cine este cel de azi. Deci, măcar să nu fie disputa că iar am pus Barterman, iar am pus echivalentul unui Spong sau oricine de-ar fi de acest gen. Și cu toate acestea, trebuie să observ că după ce discuți puțin, ai să ajungi la același gust. De genul, am arătat cum Matei și Marcu copie direct, cuvânt cu cuvânt, pe, deci Matei copie pe Marcu. Și vine întrebarea, Matei copiază pe Marcu? Și răspunsul este nu, că asta încalcă tradiția creștină în patristică, poate doar Marcu să-l copie pe Matei. Și așa cum arătam, nu, ipotetic tradiția nu zice asta, zice că Marcu a fost și el la rândul lui martor ocular. Dar totuși dacă întrebi, dar patristica a spus între altele că primele secole din, în primele secole că Apocalipsa nu este standardul de cărți inspirate, de ce nu urmezi și asta din patristică? Și persoana dispare din decor, că nu mai patristica este convenabilă când o citesc cu ceva care îți iese în acord și bineînțeles nu faptul că Marcu este martor ocular sau că Apocalipsa nu este la standardul biblic. Și asta cred eu că începe să-ți facă un gust. Dar ultima postare și problemă, și o să vedeți postarea în descriere, este că am discutat de o problemă practic minoră. Anume că Luca scrie greșit pe cine are 11 mine, iar parabola este paralelă cu pilda talanților, poate o știți, din Matei. Deci copierea asta este ajustată, editată, numește cum vrei, și Luca vede greșit 11 mine, persoana care are 11 mine, o numește că o are, că ea are 10. Rog să urmăriți și răspunsurile pentru cei interesați, pentru cei care vor apologetică, cum poți să faci din 11 10, cum ai putea să găsești și textul referit de Matei, deși nu există textul de Matei, în același spirit, dar ce eu sunt mult mai interesat este de unde am luat ideea și cine ar să spună, măi, pe cine aș fi citat eu ca să vin cu astfel de poziție. Și acesta, pentru cei care nu știu, am citat un apologet, Michael Icona, este foarte des chiar citat de creștini, pentru că Michael Icona crede în existența, în înviere, practic, că poate fi dovedită istoric. Acesta este un oponent în dezbateri cu Barterman. Deci vorbim clar, nu Barterman. Deci, și acestea, pentru cei care sunt interesați de unde am luat citatul, acesta este la sfârșitul unei serii care discută ceea ce se cheamă problema sinoptică. Efectiv, cine pe cine se copie din Evanghelii. Și cum se ajunge acolo și cine înfrumusețează și de ce nu Marcu,
copiază pe Matei și altele. Deci sunt mai multe părți, dar aceasta este ultima parte de concluzii. Și întrebarea, una din întrebările de bază spune, poți să admiți, să o zici rezonabil, că Biblia este dictată, practic, de Duhul Sfânt. Și ce spune Michael Kona, vedeți și pe ecran, spune că sub o viziune dictată, dacă vei avea această vedere, trebuie să te uiți că Dumnezeu mai târziu îl vede pe Marcu și vrei să-i îmbunătățești gramatica. Știi că este Dumnezeu, El este cel pe care îl dictează, sau mai nou, de exemplu despre pildele talanților versus pilda minelor, da, poate avea loc o redactare, dar putem să vedem că Luca confundă unele lucruri aici. El pare să fie conștient de parabolă, așa cum o relatează și Matei, și fie aici doctorul Mike se repetă cu anumite cuvinte care sunt tăiate, să fie o polenizare încrucișată a detaliilor. Fie Luca, el a redactat unele lucruri însuși și unele detalii le-a curățat, după cum spune, dați-o celui care are 10 mine, dar tipul nu are 10 mine, dar are 11. Și apoi el continuă, nu văd că Duhul Sfânt vrea să vadă pe, vrea ca primul exeget să-l găsească pe Dumnezeu să fie prins. Vedeți? Dumnezeu a fost prins și Duhul Sfânt, știți, cred că își lovește pe frunte cu palmă și spune, cum am ratat asta? Știți, nu ne imaginăm că se va întâmpla asta, dar știm că înainte să se întâmple, dacă te uiți la dacă ai o perspectivă de dictare. Așa că Dumnezeu a permis un element uman în procesul inspirației divine, iar acel element include elemente care au fost, care au nevoie de îmbunătățire și aparent nepăsare, care include și anumite greșeli minore. Și rog, pentru cei care cred că am tăiat din context, să urmăriți toată discuția, în care sunt mai multe critici, dar de acolo am luat 10 față de 11. Și acum aș zice să ajungem la concluzii. Deci, repet, Michael Kona nu e liberal, nu e ateu, nu e sceptic, e apologet. Și el vede probleme, iar asta cu expertiză în Noul Testament. Nu găsește în practică o poziție mai educată în Noul Testament care să și țină o poziție practic ortodoxă, de exemplu de înviere și de genul. Deci, iar cu toate astea, poziția lui nu este luată în serios dacă este citată ad literam de un ateu. Și este clar că ateul greșește. Toți sunt experți în greacă, am auzit răspunsuri că modul în care se făcea contabilitatea era diferit, că banul primit trebuia dat înapoi. Înțelegeți justificările astea. Doar că justificările astea post factum sunt făcute ca un bandaj acolo unde creștinii nu trebuia să-l pună. E în bandajul acela care îl pui pe cap, că ai o zgârietură, că ai căzut de pe bicicletă, dar în loc să pui un plasture, pui trei role de bandaj de parcă ai o cască de motociclist. E ridicol. În concluzie, problema e să fiu clar pentru toți care ascultă, nu este un atac la adresa creștinismului. Dar sincer cred că pozițiile fundamentaliste nu au un cuvânt rezonabil de spus pe piața de idei. Și asta duc creștinismul la faliment. Rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare.